Peste 4.000 de recenzori au început să meargă din casă în casă pentru a colecta date în cadrul recensământului populației. În premieră, toate informațiile acumulate sunt stocate în format electronic, ceea ce permite păstrarea datelor în siguranță. Populația este obligată prin lege să ofere răspunsuri cât mai veridice la întrebările din chestionar. Ele se referă, între altele, la locul de trai, gospodărie, limbi vorbite și apartenență etnică. Echipa noastră de filmare a mers în satul Rezeni din raionul Ialoveni, unde a surprins cum decurge procesul de colectare a datelor. De ieri a început recensământul populației. În satul Rezeni, din casă în casă, vor merge 6 recenzori. Oamenii vor avea de răspuns la cel puțin 90 de întrebări, iar durata discuției cu membrii unei familii ar putea să dureze între 20 de minute și o oră în funcție de numărul persoanelor intervievate. Recenzorii spun că din prima zi oamenii sunt receptivi și răspund la toate întrebările. Luba Pelivan, de la Biroul Național de Statistică, și dorim să facem un gestionar cu familia dumneavoastră. Spate? Spate. Din ce metal este făcut acoperișul dumneavoastră? Aluminiu. Tot au fost toate întrebările puse la locul lor și de care trebuie. Să cotim că drept se face și trebuie să duc un cont oricare de populație. Nu știu de ce, dar am primit o satisfacție, nu știu cum. Parcă suntem mai protejați de guvern, protejați de stat. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și am dat răspunsurile concrete. Îmi pare bine că merge recensământul acesta, ca să mai aflăm ce se mai face. Sunt întrebări foarte multe, trebuie să răspundem, pentru că dacă vrem ca și noi să trăim cum trăiesc toate persoanele din Europa, trebuie să dăm un răspuns corect. Unele sunt care chiar necesită, altele nu. Dar dacă este chestionar și trebuie de completat, răspundem la întrebări. Cei care nu au fost găsiți acasă au primit în cutia poștală o înștiințare. Astfel, aceștia trebuie să contacteze telefonic persoana responsabilă pentru a stabili data și ora întâlnirii la domiciliu. În gospodărie persoanele sunt la lucru, nu sunt acasă și eu în poștă pun înștiințarea că am să vin peste câteva zile când or să fie disponibil. Eu am pus numărul de telefon și or să mă sune. În chestionar sunt la 90 de întrebări și timpul este diferit. Depinde de câte persoane sunt în locuință. Dacă sunt două persoane, plus minus la 20 minute, dacă sunt 5 persoane, la 45-50 minute, persoane care ne-au refuzat n-au fost. Chestionarele pot fi completate în 6 limbi: română, rusă, bulgară, găgăuză, ucraineană și limba romani, vorbită în comunitățile de romi. În premieră, datele sunt stocate automatizat, cu ajutorul unei tablete. Este cu mult mai ușor pe tabletă, deoarece, în primul rând, avem date cu caracter personal, care dacă le introducem în tabletă, noi automat după terminarea chestionarului facem trimitere și nu mai avem acces nimeni, nici noi. La fel este și o economie de hârtie. Avem șanse ca să avem cât mai corecte date și să vedem într-adevăr care este numărul populației în localitate. Pentru acest exercițiu statistic național au fost alocate peste 320 de milioane de lei. Colectarea datelor privind populația și locuințele din Republica Moldova se va încheia pe 7 iulie. Datele preliminare urmează să fie publicate până la sfârșitul acestui an, iar cele finale până la finele anului 2026.